O bună parte din învățăturile părintelui vizau familia. Era cu desăvârșire împotriva avorturilor. Odată era o doamnă la părintele și se plângea că are un singur băiat care nu se căsătorește. Părintele i-a spus: nici nu o să se căsătorească. Aici ți se oprește neamul, tot din cauza avorturilor. Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează, ceva bun din ea se pierde și copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse generate de avort. Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii și alăptării, căci păcatele și obiceiurile rele ale părinților vor trece asupra copiilor. La doi tineri care au venit la părintele pentru binecuvântare în vederea căsătoriei, le-a spus că le dă binecuvântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor, adică să nu facă avorturi, care va fi 12. Era clar văzător, părintele spunea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut avorturi. O vecină de aici nu avea copii, se simțea dreaptă. Zicea: eu copii n-am avut, așa că n-am făcut păcate, am știut un singur bărbat. Ea nu s-a cununat însă cu bărbatul ei. Bărbatul se mutase la mine și am știut că ăsta e bărbatul meu. Și s-a dus și el la mănăstire cu gândul că părintele nu are ce să-i spună. Era multă lume acolo și a arătat-o părintele cu degetul și a spus: tu trăiești cu bărbatul tău în fără de lege, în curvie. Că ea n-a fost cununată cu el și a divorțat. A găsit-o mai păcătoasă ca toate. Odată m-am dus la părintele cu o femeie. Ea credea că are tenie, dar medicii nu i-au spus ce are. Părintele i-a spus: dacă nu ți-au spus doctorii, îți spun eu, tu ai cancer. Du-te și pregătește-te de plecare, căci Dumnezeu ți-a scurtat viața. Trebuia să ai 7 copii și nu ai decât unul. Ea a recunoscut că are numai unul, dar a spus că și acela îi face necazuri. Nu-ți face destul, i-a zis părintele. Pentru că în tribunalul pământesc, dacă omori pe cineva, trebuie să plătești cu viața. Dar tu nu poți plăti pentru cele 7 vieți, căci ai o singură viață. Ai să plătești dincolo, în veșnicie, la nesfârșit. Du-te și pregătește-te de plecare. A început a plânge și a spune că soțul e vinovat, că el a îndemnat-o. Nu, tu ești vinovată. Tu nu trebuia să faci avort, chiar dacă te omora. Tu nu trebuia să faci asta. În timp ce vorbea, părintele era cu spatele la ea și picta în fața altarului. În gândul meu întrebam: părinte, de ce nu veniți jos să stăm de vorbă? Mi-a știut gândul, s-a întors și mi-a răspuns: nu pot să vin să stăm de vorbă, căci trebuie să dau lucrarea asta gata. Vă spun de aici. După un timp, iar am avut gândul acela și iar părintele mi-a răspuns: măi, ți-am spus că nu pot să vin, n-am timp. A povestit Morar Gheorghe din Ucea de Sus. Odată am dus 3 femei din Sibiu la părintele, la Drăgănescu, și am stat o zi întreagă acolo, că cele nu-i vedeau decât spatele, pentru că picta. Spre seară mi-a zis: adă-le aici, și le-am dus în fața sfinției sale. La una i-a zis: tu ai venit aici, că ți s-au furat cu tare lucruri, dar mai întâi tu ai furat și de aceea pătimești acum. La a doua i-a zis numărul avorturilor pe care le-a făcut, acestea până la sfârșitul vieții nu i s-au uscat lacrimile și a făcut milostenie cu nemiluita. La a treia i-a zis: ai făcut 3 case din furt, dar nu vei avea niciodată mulțumire și pace. Și așa a fost. A avut o boală cumplită. Dânsul era împotriva avorturilor. I-a spus unuia: du-te repede acasă, că nevastă-ta vrea să meargă acum să-și facă chiuretaj. Du-te repede, că încă o prinzi, și să nu facă păcatul acesta. A mers odată la sfinția sa o femeie cu un copil bolnav și i-a zis femeii: copilul ăsta te chinuiește cât ceilalți 9 pe care i-ai omorât. Când cineva are în casă un bețiv, atunci tu, ca preot, te lupți ca să nu destrame o familie. Dar părintele spunea adeseori: lasă-l, că uite, te omoară, se întâmplă ceva, mai bine lasă-l. Și atunci înțelegeau tinerii căsătoriți sau mai în vârstă să se despartă, pentru că s-ar fi ajuns la o crimă în familia aceea, știa părintele ce le spune, povestește preotul Ioan Ciungara din Copăcel. Maria Matronea din Sibiu spune: bețivii au urmări și până la al treilea neam, părinți, bunici, străbunici. Ce este de făcut?
Rugăciuni, milostenii, sfinte liturghii, sfinte masluri, parastase, dezlegări. Toate făcute cu înțelegere și cu dreaptă judecată, a zis părintele Arsenie. O vecină avea un copil handicapat și s-a gândit să se ducă la părintele Arsenie la biserica Drăgănescu. Părintele Arsenie i-a zis cu blândețe, ce vreți, măi, de la mine să vă spun? I-a spus de copil și părintele i-a răspuns, ginerele a trăit cu soacră sa, de aceea a dat Dumnezeu palma asta. Du-te acasă și mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă grijă de amărâtul acela. Și-a mai născut o fată, povestește Dobrin Rosalia din Arpașul de Jos. Părintele Arsenie se bucura foarte mult de tineri să-i unească, să-i binecuvânteze, să le dea povețe ce să facă ca să aibă copilași curați, să meargă pe calea lui Dumnezeu. Mi-a zis odată, m-am silit mult și cu rugăciunea și cu predica și cu toate, dar tot n-am putut face ce-am vrut eu. Omul ascultă, dar tot cum știe, el face. Povestește Cizmaș Gheorghe din Făgăraș. S-a dus la părintele o femeie însărcinată care nu vrea să aibă copii. Părintele i-a zis, dacă tu nu faci copilul ăsta, fata asta omori mama a doi preoți. Peste vreo 20 de ani, fata a născut la rândul ei doi gemeni. Nu am aflat dacă au ajuns preoți, dar sigur așa este. A povestit Taflan Maria din comuna Mândra. Sora Septimia Măniș, de 81 de ani din Codlea, relatează. Zicea părintele Arsenie, parcă pentru toți românii, îmi pare rău de voi că sunteți slăbiți în credință. Veți cădea din cauza fricii. Frica e de la diavol. Nu vă fie frică pentru a vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, care este tovarășul de drum al fiecăruia de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne. Vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vă vor lua totul. Făceam serviciul la Brașov, la uzina Astra. Odată a venit părintele Arsenie la biserica Blumena, este vorba de biserica Sfântul Nicolae din Schei, unde a participat la slujbă. Atunci a spus, trebuie să ne întărim spiritualicește, că altfel viața noastră este moartă, chiar dacă ne merge numele că trăim. Luați exemplu de la Ștefan cel Mare, care cu o mână de oameni întăriți spiritualicește, ținea pe tătar la Nistru și pe turci la Dunăre. A povestit Nicolae Streza, de 84 de ani, din Făgăraș. Îmi spunea părintele Bunescu că părintele Arsenie se ducea în miez de noapte la biserică, îngenunchea în întuneric lângă masa Sfântului Altar și 2-3 ore se ruga pentru poporul român. Septimia Maniș, de 80 de ani din Codlea, povestește. Când s-a întors de la canal, l-am vizitat la mănăsirea Prislop. Era foarte slăbit, tuns, barbierit. Mi-a atras atenția că sunt securiști care îl urmăresc. Când l-am văzut vizitat la Drăgănescu, era tot urmărit de securiști. După aceasta ne-a zis, nu vă necăjiți de mine, că eu astfel mă hrănesc cu mană cerească. Mai, să răbdați și voi prigonirile lui Antichrist, că numai prima durere o simți, restul suporți cu ajutorul lui Dumnezeu. Eram odată la mănăstirea Cernica, în chilie, la părintele Nicodim Bujor. Acolo a venit și părintele Arsenie. Era îmbrăcat în alb și avea ochii albaștri ca stelele. A zis, pentru amărâta asta am venit și apoi să-ți iei crucea și să-mi urmezi și să nu mă părăsești toată viața ta. După ce mor, să strigi la mine că eu am clopoțel și te aud. Spune și la alții că atunci când dau de un necaz să zică de 9 ori Tatăl nostru. Apoi părintele Arsenie a dispărut fără urmă. L-am întrebat pe părintele Nicodim unde e părintele Arsenie, dar sfinția sa a ridicat din umeri și s-a dus la masă. A povestit Ana Bichi din Sibiu.
O femeie din Ucea de Sus, deși era credincioasă și știa că avortul este păcat, a hotărât să avorteze pentru că avea un bărbat care o bătea, era bețiv și era rău. În noaptea de după avort a avut un vis în care părintele Arsenie, deși nu-l cunoștea, îi spunea: ce ai făcut, Georgeta, ce ai făcut? Ține minte, decât să o mori, mai bine să mori. După câteva luni a avut o dorință puternică de a-l vedea pe părintele Arsenie și s-a dus la Drăgănescu. Când a intrat la el, părintele i-a spus: ce ai făcut, Georgeta, decât să o mori, mai bine să mori. A povestit preotul Ciprian Negrean. O femeie foarte frumoasă din Sibiu, numită Olimpia, din familie mare, a venit la mănăstire și a zis că nu mai pleacă de acolo, că în lume a făcut prea multe păcate. Era ca Maria Magdalena, nu îi scăpa niciun băiat frumos. De mai multe ori a vrut să se spovedească, dar părintele i-a zis să mai stea, că încă nu este timpul. Odată însă ea n-a mai rezistat de încărcătura păcatelor și s-a dus la spovedanie. 7 șerpi au ieșit din ea, zbiera Olimpia în mănăstire, iar părintele îi spunea: de ce ai venit? Eu ți-am spus să mai stai. Și așa a fost curățită și mântuită. Apoi a trimis-o la mănăstire de maici, aici fiind de călugări. O femeie trecută de 60 de ani din Sâmbăta de Jos se plângea că fiul ei s-a apucat de băut și o bate cu lanțul de câte ori se îmbată. Părintele a ascultat-o privind țintă în ochii săi, apoi l-am auzit cum ridică vocea. Pe tine te bat, de fapt, cele 22 de avorturi pe care le-ai făcut. Știi ce înseamnă asta? Auzi acum. Asta înseamnă tot atâtea suflete care s-au dus pe lumea cealaltă, fără a fi fost botezate și nu vor putea intra în împărăția cerurilor din cauza ta. În schimb, tu ai strâns bani și ți-ai făcut dita mai ca voul, de parcă după moarte vei rămâne acolo. S-au dus două doamne la Drăgănescu la părintele. Părintele o întreabă pe una dintre ele: câți ani ai? Ea zice: 33. Și câți copii ai avut? Îți spun eu, 32. Eu mă gândeam că nu putea să aibă tot câte un copil la un an, dar ea a spus apoi că făcea chiuretaje și de 3-4 ori pe an. Pe urmă, părintele a întrebat-o și pe cealaltă doamnă câți copii a avut și a spus că a făcut semne la piciorul de la masă și a ajuns până sus. Zice părintele: doi dintre ei ți-au spus: mama, de ce nu ne-ai lăsat să venim pe lume, că ne făceam sfinți? Vezi, mă, pe ea am putut-o ierta, dar pe tine nu te iert. Părintele Arsenie ținea foarte mult ca mamele să lase copiii să vină pe lume. Zicea că sfârșitul lumii vine când copiii nu se mai nasc și când mulți oameni vor muri înnecați sau ca urmare a accidentelor, crimelor, fulgerelor. Multe rele vin peste noi, că noi trebuie să plătim sângele și păcatele celor ce nu vor să știe ce e păcatul, ale acelora care umblă în plăceri și omoară, părinții pe copii și copiii pe părinți. Să nu ne mulțumim numai că l-am cunoscut pe părintele Arsenie, ci să și ascultăm ce ne-a învățat. Să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru ca să-i facem o mare bucurie lui Dumnezeu. Era în război. O femeie din Sibiu, Cătălina, a aflat că soțul ei a murit. A luat în brațe copilul și fugea cu el prin Sibiu. În pânt de ce avea alt copil. La un moment dat a văzut că era plină de sânge. O schijă îi omorâse și copilul din brațe. Deznădăjduită și descumpănită s-a dus și a avortat copilul din pântece. Auzind apoi de părintele Arsenie, s-a dus și la mănăstirea Sâmbăta. După Sfânta Liturghie, părintele a ieșit și a strigat: Cătălina, Cătălina, ce ai făcut? Știu că ți-a murit soțul și copilul, ai fost încercată, dar dacă îl lăsai pe cel din pântece, ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan mare. Vedeți că azi Irod e în fiecare familie. Noi îl judecăm pe Irod și în colinzi că a omorât copiii, dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Ne omorâm singuri copiii prin avorturi și omorâm aleși ai lui Dumnezeu. De aceea neamul nostru nu progresează. Când, după revoluție, am auzit că ăștia liberalizează avorturile, am zis: e gata cu noi.
Zicea părintele că din cauza avorturilor ne vor stăpâni țiganii. Și printre ei sunt creștini, da, creștini adevărați, iar noi am ajuns mai rău decât necredincioșii. A povestit preotul Petru Vangulescu. Lucia Chima, din Șinca Veche, povestește. Stăteam cu minte și așteptam să-mi vină rândul. Părintele tuna și fulgera împotriva păcatului la creștini, iar eu mă făceam tot mai mică pe măsură ce mă apropiam de el. Cu epitrahilul tras peste un halat, cu o căciulă pe cap și cu pantofii încălțați în galoși, părintele Arsenie catehizea, predica, mustra și binecuvânta, dezvăluind păcatele fiecăruia după măsură. Am fost martora unor scene care m-au înfricoșat. Un bărbat de vreo 50 de ani se arsese pe față cu azot și era desfigurat, dar nu pentru asta venise la părintele, ci doar pentru a-i înmâna un modest melnic. Duhovnicul l-a străpuns cu privirea, după care l-am auzit spunând: "De ce crezi tu, creștine, că te-ai ars chiar pe față ca să fii respingător pentru toată lumea?" Bărbatul amuțise: "Să-ți spun eu de ce. Ți-ai bătut joc de o fată în tinerețe, dar nu ai luat-o de nevastă. A rămas singură până la vârsta asta și este și stearpă pe deasupra, fiindcă a avortat ca să evite rușinea unui copil fără tată, iar de atunci n-a mai putut rămâne însărcinată. Ai păcătuit și tu, dar ai împins-o și pe ea spre păcat. Acum plătești cu suferința asta." Omul își plecase ochii în pământ și plângea înfundat cu pomelnicul uitat într-o mână. Fratele Silia Miron zicea că a băgat și el apă în lapte pentru ca să-și poată achita datoria. După aceea s-a îmbolnăvit și l-au internat în spital. A stat mult în spital. Odată, zicea el, am auzit ușa salonului unde eram eu. Mă uit, nimeni. Se deschide ușa și se închide, nimeni. Imediat simt că se lasă arcurile de la patul meu. După un timp se ridică iar arcurile, se deschide ușa și se închide, dar nu văd pe nimeni. După ce m-am făcut sănătos, m-am dus la părintele Arsenie și l-am întrebat: "Părinte, nu cumva ați fost la mine când am fost la spital?" "Ba, damă, am fost și ți-am văzut suferința." Și a spus că aceasta i s-a întâmplat din cauza că a băgat apă în lapte. Toate necazurile sunt îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Atâta vreme cât ținem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viața noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele și vinovăția, primejdea morții o înlătură Dumnezeu de deasupra noastră. Toți avem o genă oncogenă și ne putem îmbolnăvi de mai multe ori fără să știm, dar prin spovedanie sinceră și împărtășirea cu Sfânta Euharistie ne refacem. Trebuie să ne întărim cu Sfintele Taine, cu energie duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din creier și din organismul nostru. Factorul supranatural se dovedește capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. Cea mai primejdioasă este mândria Sfântului, de aceea sfinții adevărați sunt cei ce nu știu că sunt sfinți, ce țin morțiși că-s păcătoși. Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoințe, adică silințe ale conștiinței întărite de voință. Din pricina acestei lupte între convingeri și patim, călugăria e dătătoare de har și numărată la taina pocăinței. Cât asculți de Dumnezeu, atât ascultă și Dumnezeu de tine. Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Când eram tânăr și nebun, am ajuns și eu la părintele Arsenie.
la mănăstirea Sâmbăta. Dânsul m-a luat la spovedit 3 ore și apoi mi-a zis: ești negru ca tăciunele și vreau să te fac alb. Când am ieșit de acolo, îmi venea să sar ca viței când le dai drumul din grajd. De atunci am căpătat o putere mare, nu m-am mai interesat decât problema sufletului și nu am mai avut alte dorințe decât mântuirea sufletului, a povestit Dumitru Pampu din Sibiu. Sârbu Elisabeta, de 73 de ani din Sibiu, relatează. O femeie venea pe la Sâmbăta la părintele Arsenie. Odată îi zice părintele: nu te mai împărtășesc dacă nu ți-aduci soțul aici. O, vai, nici vorbă de așa ceva, părinte, soțul meu fumează. Și părintele spune: n-am nimic cu tutunului. Se duce femeia acasă și zice soțului să meargă și el la părintele. Scandal mare. Soțul zice că nu merge, că i-au stricat mintea popii și altele și altele. Apoi au intervenit copiii și în sfârșit au plecat. Pe drum de la Voila până la mănăstire, tot i-a adus bagajul ca să nu-i fie lui greu. Când au ajuns la mănăstire, au ascuns țigările lângă un stejar. Când l-a văzut părintele, i-a zis: hai că de când te aștept. Apoi l-a luat la spovedit 3 ore. La urmă părintele îi zice: ai spus tot? El zice: da, părinte. Dar părintele: trei nu le-ai spus. Și le zice sfinția sa: ai desfrânat în tren la cutare drum și altă dată la alt drum, tot în tren, și când erai copil și pășteai vitele pe lângă râul Gorjului, ai făcut un foc și ați aruncat în foc o șopârlă, și ce mai râdeai și chiuiai când o vedeai că se zbate în foc. Atunci omul zice: vai, părinte, sunt în fața unui mare proroc. Și părintele zice: un ciot de om, mă. Apoi omul a devenit un mare creștin și a suferit și prigoană. O femeie din Gura Honț venit să-i pentru o slujbă de pomenire, fiindcă îi murise băiatul în armată cu numai 2 săptămâni în urmă. Părintele a dojenit-o parcă mai blând: amintești despre păcatele tinereții tale și să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-au mai rămas încă 4 copii în viață alături de tine, cu care te vei ajuta la bătrânețe. Nimic nu se petrece la întâmplare, cum crede omul. Răul se abate asupra noastră după măsura faptelor săvârșite. Ce rămâne neplătit pe lumea asta, plătim pe lumea cealaltă. Apoi s-a adresat tuturor celorlalți care așteptau în biserică, ridicând vocea: rugați-vă la Dumnezeu să vă pedepsească în această viață pentru faptele nespovedite de voi sau nedezlegate de duhovnicii voștri, căci în viața de apoi amarnice sunt pedepsele celui de sus. Parcă ne-a trecut în fior pe șira spinării și s-a auzit așa ca un murmur printre oamenii ce se aflau în biserică: ne înfricoșaserăm toți. Atunci am înțeles mai bine ca niciodată de ce îi se spunea părintelui biciul lui Dumnezeu, cum îmi povestise mama în copilărie, a povestit Lucia Chima din Șinca Veche. Părintele Dometi a văzut ceva deosebit când se spovedea o femeie la părintele Arsenie. A văzut cum ieșeau șerpi din gura ei, ieșeau puțin și se dădeau înapoi și până la urmă s-au tras înapoi și când a ieșit afară i-a zis: de ce n-ai spus ce aveai de spus acolo tot? Am spus. Cum ai spus? Eu am văzut că nu ai spus. Și s-a întors înapoi la părintele Arsenie și a mărturisit ultimul păcat și a dat afară toți șerpii. Aceasta s-a întâmplat tot prin părintele Arsenie. El i-a deschis ochii sufletești părintelui Dometie să vadă că cu sufletul, căci cu ochii ăștia fizici nu vedem nimic, și să o întoarcă pe femeia asta să spună și ultimul păcat, cel mai greu păcat al ei. Când ieșeau de la spovedit, de la părintele Arsenie, oamenii simțeau că s-au spovedit. Spovedea puține lume. Părintele spunea taine, dar înțelesul tainelor nu se dezvăluiau uneori decât după moartea celui în cauză, pentru ca să nu cadă în slavă de șarta. Nu mi-amintesc să dea cuiva canon să facă ceva deosebit, decât poate în cazuri deosebite. Părintele Arsenie n-a pus bază numai pe post, rugăciune sau numai pe milostenie. A pus bază pe toate la un loc, pentru că zice: fericiți cei milostivi. Dar dacă ești milostiv, nu înseamnă neapărat că te mântuiești, dacă tu nu ești curat cu inima. Ca să te mântuiești, trebuie să îndeplinești toate legile. În timpul spovedaniei, privind starea morală și de păcătoșenie, intervenea acolo unde socotea necesar, uneori ajutând pe penitent și amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase, fie că le ținea sub tăcere. Acest dar al înaintevederii, părintele Arsenie îl folosea numai în cazuri mai deosebite spre folosul duhovnicesc al penitenților. Când era vorba de un om mai în vârstă, cu o viață mai tumultoasă și cu probleme mai deosebite, spovedania acestuia dura chiar ore întregi, numai și numai spre a descifra tot răul din viața acestuia și spre îndreptarea lui. Celor care se spovedeau odată la sfinția sa, le cerea să se spovedească apoi în toate sfintele posturi, în sărbători mari și să vină la scaunul spovedaniei,
ori de câte ori simt necesar sau au o problemă spirituală mai deosebită. O atenție deosebită dădea celor căsătoriți și uneori îi chema împreună la spovedanie spre a limpezi problemele ce se ivesc adesea între soți. Călugărilor, studenților în teologie, intelectualilor, le dădea o atenție sporită și trata pe fiecare după gradul lui de cultură. Recomanda tuturor schimbarea vieții printr-o conștiință creștină precisă și căuta să vadă la următoarea spovedanie progresul făcut. Avea o memorie excepțională, recunoscând pe fiecare ce mergea a doua oară sau de mai multe ori și știa ce progres a făcut, dând din nou recomandările știute, rugăciune, post, cercetarea Sfintelor Biserici în duminicii sărbători, să nu lucreze în zilele de sărbători, mai ales săranilor liberi, să nu înjure de Dumnezeu, să nu-L pomenească pe cel rău. Spunea adeseori că oamenii caută minuni și pe așa zi și făcător de minuni, dar cea mai mare minune este schimbarea vieții după modelul Domnului Iisus Hristos. Pe vremea când era la Drăgănescu, am dus la părintele pe o soră de-a mea de la țară, care se plângea că bărbatul ei o tot chinuiește cu gelozia. Ea zicea că nu-i de vină și că nu umblă în pustiu. Părintele i-a zis, ești de vină că ai făcut avort și n-ai mărturisit. Eu zic, părinte, o duc acum la Cernica să se spovedească. Dar părintele spune, nu o duce tu la călugări, că-i dau canon de nu mai iese din el. Du-o la preoții voștri de mir. A povestit sârbă Elisabeta din Sibiu. Maria Motroia din Sibiu relatează. Mergeți și la preoții voștri, că ei știu necazurile mirenilor și greutățile voastre. Voi aveți preoți buni la Sibiu, nu mergeți la mănăstiri să vă spovediți, că vă dau canoane mari, dar să mergeți la mănăstiri pentru rugăciuni, liturghii și dezlegări, a zis odată părintele Arsenie. Eram la școala normală când l-am cunoscut pe părintele Arsenie. Ne duceam pădure și acolo ne adunam mulți studenți, printre care multe fete care astăzi sunt starețe de mănăstiri. Trăiam o viață foarte frumoasă. Părintele Arsenie zicea atunci când se duceau femeile la mănăstire, Mai Marie, de ce nu te duci tu la biserică în satul tău? Apoi vezi, părintele nostru mai pipă, mai bea, nu-i ca dumneata. Ai copii, ai fete măritate, să te duci și să spui la fetele tale să zămislească copii care să se facă preoți așa cum vă place vouă. Părintele Arsenie ne spunea și căuta să spună la lume și la tineret că atunci când se căsătoresc e un moment mare. Spunea, măi, nu rasism, nu sângele albastru trebuie urmărit, ci să naștem copii creștini. Eu am fost în 1985 în America și când am văzut biserica lui Satan, am rămas uimit. Iată că satanismul e o realitate, de aceea nu mai avem nici preoți, povestește preotul Dâmboiu Victor din Râușor. Părintele dădea sfaturi de conviețuire conjugală creștinească, sfaturi de moralitate, de lăsarea poftelor rele, de felul cum trebuie aduși copiii pe lume, în credință și în rugăciune. Le spunea oamenilor, dacă vreți să aveți preoți buni, aduceți pe lume copii buni din care să iasă preoți buni. Pe cei ce furau, îi descoperea. Pe femeile vopsite le certa, pe fumători îi oprea de la fumat. Pe preoții care fumau îi certa aspru și le zicea, voi sunteți purtători de Hristos, că vă împărtășiți și-L aveți pe Hristos în voi, și voi îi puneți lui Hristos țigara în gură. Foc îi dați lui Hristos, foc vă va da și El vouă. Părintele ne-a spus așa, eu am fost pictat în pântecele Maicii mele, fiindcă mama mea, când a văzut că e însărcinată, s-a uitat la icoana Maicii Domnului și a zis, Maica Domnului, eu doresc acest copil să nu-mi fie pentru mine, ci să slujească ție, pentru tine, Doamne. Ea mergea în câmp la sapă și vedea înaintea ei la sapă cum săpa icoana Maicii Domnului la care s-a închinat. Tot timpul ea vedea icoana aia. Mama a pictat icoana Maicii Domnului în sufletul ei și eu am ieșit pictor. Am fost pictat din pântece. Și mai spunea părintele, de ce nu faceți și voi, femeilor, așa, să vă rugați la Dumnezeu cât sunteți însărcinate, să citiți cărțile bisericești? Apoi, dacă nu faceți rele, vă iese și copilul așa cum îl doriți. Eram la Biserica Drăgănescu, părintele Arsenie picta sus, iar eu stăteam jos lângă schelă. La un moment dat, părintele zice, măi, așa-i că-s la compreoții. Eu nu spun nimic, părintele mă întreabă și a doua oară. Și mă întreabă și a treia oară, măi, așa-i că-s la compreoții, eu nu scot o vorbă. Atunci părintele se apleacă și îmi zice, măi, tu nu auzi ce vorbesc eu cu tine? Eu zic, dar părinte, acum nu am vorbit de preoți. Părintele zice, da, măi, nu am vorbit acum de preoți, dar tu, când ești cu mai multe persoane și vorbiți de preoți, numai de rău ziceți de ei, ziceți că-s lacom. Iată ce povață îți dau eu, să nu-i mai vorbiți de rău pe preoți, fiindcă sunt slujitorii lui Dumnezeu și nu aveți voie să-i judecați voi.
După ce m-am întors de la părintele, am deschis Biblia exact la paragraful care zice: cine ești tu, omule, ca să judeci sluga altuia? Exact ce îmi spusese părintele Arsenie. De atunci nu mai vorbesc pe nimeni de rău, mai ales pe preoți, că Dumnezeu este singurul care poate să-i judece, a povestit Billy Boacă Matei din Săvăstreni. Odată mi-a spus: măi, să nu cumva să judecați pe preoți, căci cei ce judecă pe preoți ajung la judecata lui Dumnezeu. Și ei greșesc și ei sunt oameni. Dacă zice cineva ceva rău de preoți, să mă dea exemplu pe mine. Bate voi păstorii și se vor risipi oile. Biserică fără preoți nu există și nici preoți fără biserică. Mai zicea părintele Arsenie: dacă vezi un preot beat în șanț, ridică-l și tu la casă și a doua zi du-te și te spovedește la el că harul nu îi se ia. Odată l-am găsit pe părintele la biserica din Drăgănescu. Freca pe un perete cu o perie pentru partoseală. Îi zic: ce greu lucrați aici, părinte. Și dânsul îmi zice: asta nu mi-e greu tu, mi-s grele ale voastre. Îmi zice odată o femeie: ce sfânt e acela de-i spune la una că moare de cancer și la alta că omoară copilul ei. Păi zic, le-o zis la vremea potrivită ca să se trezească și să-și vadă de suflet că, zice părintele, sunt pus să salvez ce se mai poate salva. Slavă Domnului că avem biserici și preoți la care ne putem salva. Dar ce ne vom face când se vor închide bisericile? A povestit sârbă Elena de Elisabeta, de 73 de ani, din Sibiu. Era în mulțimea aceea de oameni și un preot din împrejurimile Făgărașului, din Drăguș, care a zis: părinte, vreau să vă spun ceva între patru ochi. Părintele Arsenie îi spune: nu între patru ochi, ci tare, mă, tare, că așa veți învăța unul de la altul. Zi-mă, care-i baiul? Însă preotul a spus că nu poate să spună tare, la care părintele Arsenie a spus: drumul, mă, altfel spus, putea să plece dacă nu vrea să zică. Desigur că omul, venind așa de departe, nu a mai avut ce să facă și a zis: părinte, soția mea este foarte nervoasă de o vreme și nu știu ce să mă mai fac cu ea. Atunci părintele Arsenie îl întreabă: chiar, mă, nu știi de ce este așa? Preotul răspunde: nu, părinte. Îl mai întreabă odată părintele: chiar nu știi, mă? Nu, părinte. Atunci părintele Arsenie îi spune: ba, știi, mă. După aceea a făcut o paranteză și s-a adresat mulțimii din biserică zicând: măi, oameni buni, eu aș putea să vă vorbesc în termeni medicali, dar nu o să înțelegeți toți, de aceea o să vă vorbesc în termeni populari, să mă înțeleagă toată lumea. Părintele a mai spus apoi un lucru extraordinar, și anume că nu e rușinos să se vorbească despre lucrurile firești oriunde s-ar afla omul, dar a face lucruri împotriva firii, acela este lucru rușinos. Și a continuat zicând preotului: mă, este adevărat că în lipsa ta, dar cu acordul tău, a venit cineva și a legat trompele ca să nu mai poată face copii? Și a adăugat: știi tu ce urmări au loc când se săvârșesc astfel de lucruri? Și a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătății psihice și fizice asupra acestor femei care recurg la aceste anormalități. După ce a ascultat ce a spus părintele Arsenie, preotul a întrebat: ce să fac, părinte? Să o spovedesc și să o împărtășesc? De unde părintele îi răspunde: da, mă, dar nu tu. Un altul să o spovedească și să o împărtășească. O tânără în vârstă de 19-20 de ani avea în mâna ei două fotografii cu doi tineri și a încercat să spună ce este cu aceștia din fotografie. Părintele Arsenie i-a spus: lasă-mă, nu-mi spune tu. Ce a adăugat: așa e că pe ăsta, arătând către una dintre cele două fotografii, îl vor ai tăi și că îi place să bea? Fata i-a răspuns că da, iar părintele a adăugat: lasă-l, mă, tu pe ăsta, ia-l pe ăsta, arătându-l pe celălalt din fotografie, pentru că și părinții tăi până la urmă vor zice ca tine. Fata a dat să plece, dar părintele i-a spus: stai, mă! Fata s-a întors, iar părintele, privind-o de sus până jos și de jos până sus, i-a spus: mă, înainte ca să te măriți, să-i spui viitorului tău soț că nu poți să faci copii. Fata îi răspunde: ba, pot, părinte. Părintele îi repetă: ba, nu poți, mă, și știi de ce? Nu poți. Fata răspunde că nu știe. Părintele zice: mă, tu lucrezi în mediu cu raze Röntgen, așa-i? Da, părinte, îi răspunse fata. Părintele adaugă: de aia nu poți, mă, că tu ești iradiată.
Când părintele Arsenie a ajuns în dreptul unei femei tinere din Făgăraș, femeia a început să plângă în hohote și i-a spus părintelui care marne cazuri cu soțul ei, Nicolae G., și nu știe ce să se mai facă cu el. Părintele a întrebat-o dacă nu are o fotografie cu el. Femeia i-a dat părintelui fotografia cu soțul ei, dar nu a îndrăznit să spună părintelui mai mult de rușine. Soțul acestei femei era homosexual. Părintele, privind fotografia, a zis cu glas tare: „Mă, pe ăsta se dărâmă zidul. Lasă-l, mă. Femeia a divorțat de el la scurt timp.” O mamă s-a dus cu fiul ei, care avea în jur de 18 ani, la părintele Arsenie. Când femeia s-a aflat în dreptul părintelui, a început să-și laude copilul și a zis: „Părinte, am un băiat cu minte. Nu bea, nu fumează, nu are treabă cu fetele. Este un băiat foarte cu minte.” Părintele, privindu-l, a zis cu glas domol zâmbind: „Da, măi, cu minte.” Apoi a adăugat tare să audă toată lumea: „Mă, nu mai prea curvi cu mâna, mă.” Lăsând-o blocată pe biata femeie și pe copilul ei. Un coleg de serviciu, Radu C., s-a dus la părintele Arsenie pentru că avea mari probleme cu soția lui, fiind foarte nervoasă. Și a spus părintelui Arsenie că nu știe ce să mai facă cu ea. Părintele îi spune: „Mă, câți copii aveți?” Colegul îi spune: „Unul, părinte, că viața e grea și nu am cu ce să-l cresc.” Părintele a spus imediat: „Mă, nu unul, doi, ci 4-5 copii să ai, mă. Ai înțeles?” Omul a plecat supărat fără să spună un cuvânt și când a ajuns în dreptul ușii bisericii să dea să iasă afară, părintele a strigat tare: „Mă, lasă-mă copiii să vină, nu unul, doi, ci 4-5, mă, că dacă nu v-am nebunit, mă, să ții minte ce ți-am spus.” Desigur că acest avertisment l-a îngrozit. Ajuns acasă, i-a spus nevestei ce a spus părintele: „Astăzi au 5 copii, iar soția lui este cât se poate de liniștită, de calmă. Se înțeleg foarte bine și au și cu ce să-i hrănească pe copii. Au tot ce le trebuie.” Doi ingineri, soț și soție, din fabrica unde am lucrat și eu, au divorțat din vina părinților lui. Când l-a văzut pe părintele Arsenie, femeia, Elena G., a început să plângă și să-i spună de situația ei, că a divorțat de soțul ei din vina socrilor și că are și o fetiță și nu știe ce să facă. Părintele Arsenie îi spune zâmbind: „Lasă-mă, nu mai plânge, că după 7 ani vă veți împăca.” Nu știu dacă inginera l-a crezut sau nu pe părintele Arsenie, pentru că 7 ani nu sunt 7 zile sau 7 săptămâni sau 7 luni, ci 7 ani. Cert este că exact la 7 ani s-au împăcat, au mai făcut un copil, iar astăzi trăiesc în pace și bună armonie. A povestit Bogdan Juncu din Făgăraș. Părinții mei s-au căsătorit cu binecuvântarea părintelui Arsenie, dar timp de 2 ani n-au avut copii. De aceea s-au dus și au spus părintelui că dacă ar ști că nu pot avea copii, atunci i-ar dori să ducă o viață curată, precum zice și pravila părintelui: binecuvântată e numai zămislirea de prunci. Părintele însă le-a zis: „Nu, mă, Dumnezeu să vă binecuvânteze căsătoria cu copii.” A rămas apoi însărcinată, dar se simțea foarte, foarte rău. S-a dus la părintele la sâmbătă, iar părintele i-a spus: „Suferă și tu, că și suferința asta are un rost.” Când a ajuns la maternitate, din cauza complicațiilor, au venit să o consulte un medic și o asistentă și s-au mirat foarte tare. Extraordinar cum de-ai rămas însărcinată. Așa am apărut eu pe lume. Îi datorez viața părintelui Arsenie și de aceea am curaj să mărturisesc despre el. O femeie din orașul Victoria, lângă Făgăraș, era foarte rău bătută de soțul ei pentru că mergea la biserică. Soțul era propagandist de partid și probabil avea neplăceri la serviciu. Femeia mergea pe ascuns la mănăstirea Sâmbăta de Sus, de unde se întorcea cu niște saci de urzici pentru a nu da de bănuit unde fusese. La un moment dat, soțul ei și-a dat seama de unde vine și după o bătaie strașnică a trântit-o și s-a repezit la ea cu un cuțit ca să o omoare. În disperare, femeia l-a strigat în gând pe părintele și în acel moment soțul a încremenit cu cuțitul în mână deasupra ei. Când s-a dus la părintele, i-a povestit toate cele întâmplate, iar părintele i-a răspuns: „L-am tot lăsat, dar când am văzut că depășește măsura, am zis până aici.” Mi-a povestit maica Adriana de la Schitul Cornet. Au venit doi concubini la părintele să-l ispitească, întrebându-l dacă se potrivesc. Le-a spus părintele: „Mă, tu du-te la soția ta, că ai 4 copii, iar tu du-te la soțul tău, că ai 3 copii. Au rămas aceia uimiți. „De unde știe?” A povestit preotul Nicolae Boboia. Într-o zi, când am mers la miruit, pe 2 femei nu au vrut să le miruiască și să le lase să sărute crucea. Le-a zis: „Voi mergeți mai întâi să vă spălați pe buze. Am ceva să vă spun vouă. Vreți să vă spun în public sau veniți fiecare la mine în căsuța aceea?” S-au dus fiecare în parte. Când ieșeau de acolo, erau așa de răvășite încât credeai că le-a dezgropat din pământ. Una din ele zice: „Vai de mine, părintele ăsta e sfânt. De unde știa el ce nu știam decât eu și Dumnezeu?”
Când mi-a spus ce am făcut, am crezut că o să cadă cerul pe mine și eu mă cufund în pământ. N-au vrut să-mi spună ce le-a spus părintele, dar de atunci una din doamne venea mereu la mănăstire, ținea post, Biblia și psaltirea nu-i lipseau acasă de pe noptieră, povestește beleaua Ileana Recea. Când era părintele Arsenie, se aduna foarte multă lume la sâmbătă. Părintele, când nu era la slujbă, ne aduna pe toată lumea și îi spunea la fiecare câte ceva. Parcă îl citea ca pe o carte. Am avut un fin și s-a gândit să meargă și el să se spovedească și să se cumine cel la părintele Arsenie, dar el nici nu postise și fuma mult. Și când s-a dus, i-a spus, tu să gați slănina din traistă și să gați țigările din scorbură de unde le-ai pus. Apoi a zis, mai stăm puțin că trebuie să mai vină unul de pe drum, că s-a băgat în capul Lisei, într-o grădinuță și a luat câteva cepe. După ce a apărut și acela i-a spus, ai întârziat, te-ai băgat în capul Lisei într-o grădinuță de a lua ceva ceapă. Era să cadă acela de rușine. Povestește Dobrin Ioan, 67 de ani, să vă străni. Am fost cântăresc de la mănăstirea Sâmbăta și amintește că atunci când părintele Arsenie era starețul mănăstirii, într-o dimineață, ieșind cu părintele Arsenie din vechea mănăstire spre altarul din pădure pentru a săvârși Sfânta Liturghie, el uitându-se în urmă ca să vadă dacă vine părintele, s-a cutremurat și a zis, vai părinte, sunteți tot foc! Am simțit eu că mă arde ceva și atât. S-a ferit să comenteze sau să comunice și altora stările de har a milei lui Dumnezeu care nu l-a părăsit niciodată. Ne spunea părintele că ne știe toate păcatele noastre și ale neamului nostru, că a vorbit cu sfinții care îi pictează. Cei care mergeau la el îi simțeau puterea și ajutorul și pe mulți îi vindeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea părintele la fiecare era, câți copii aveți? Și de ce nu vă faceți copii? Vedeți voi, mă, spunea părintele, toți cei care vă feriți de copii o să suferiți. Povestește preot Todor Nichifor Sibiu. La prima întâlnire cu părintele Arsenie Boca la Drăgănescu, m-am trezit cu părintele lângă mine fără să-l văd venind. Mi s-a adresat zicându-mi că vin de la mare distanță, că eu predau codul genetic, deci știa că sunt profesoară de biologie. Mi-a tras atenția să nu mă mai vopsesc pe păr, ca să nu-mi pierd mântuirea, și mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume și care mă vor striga pe lumea cealaltă, acuzându-mă de fapta mea. M-a trimis apoi în biserică să văd picturile făcute de sfinția sa. Apoi m-a îndemnat să plec la autobuz, fiindcă urma să vină o furtună foarte mare. După ce m-am urcat în autobuzul de București, s-a pornit o furtună, așa cum spusese părintele.